Ceremonia militară continuă cu fulminarea tehnicii din dotarea Inspectoratului de Monitori Cuțeantini astăzi. Este folosit. Doamnelor și domnilor, trece prin fața dumneavoastră tehnica din dotarea Inspectoratului Teritorial al Poliției destinată facultării și intervenției în zonele de frontieră și pe comunicațiile de acestea. În continuare, puteți observa autoutilitarea pentru intervenție.
depilare autospecialelor aparținând penitenciarului Timișoara. Prima mașină este un autoturism de Dai 35, stațiune integrală destinată plasării ofițerilor din sectorul operativ în misiune de recunoaștere a localităților exterioare. Folosită de către membrii detașamentului de intervenție pentru soluționarea incidentelor operaționale și critice ce se pot petrece în penitenciar, pe cât penitenciarele. Data autospecială Iveco de capacitate mare, care este folosită de membrii detașamentului de intervenție la acțiuni de instruire, pregătire fizică și intervenții speciale care necesită prezența personalului SAS. La final, puteți urmări autospecială Mercedes, care este folosită pentru transferul persoanelor de libertate între penitenciare sau la alte activități. Din fața dumneavoastră definează tehnica din dotarea Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara, care constă în două autospeciale, marca Volkswagen Taigo, din cadrul serviciului ordine publică, folosită pentru o autospecială, marca Mercedes-Benz Vito, din cadrul compartimentului intervenție rapidă, folosită pentru intervenția împotriva persoanelor care tulbură în ordinea publică prin acte de violență. Serviciul Inspecției Comerțială folosit pentru verificarea respectivei normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal. Un autoturism Peugeot 207 din cadrul Serviciului Disciplina în Construcție și Oficiul Stradal folosit pentru identificarea lucrărilor în construcție executate fără autorizație. Un motociclete din cadrul Serviciului Rutier folosite la asigurarea fluenței și siguranței traficului rutier. Policiei de penitenciare, de statul penitenciarului Timișoara.